Înțelegi? Sunt Ion Condrea și vă salut. Lecția de limba și literatura română de astăzi este mai degrabă o demonstrație a faptului că arta nu cunoaște hotare, iar între genurile de artă este posibilă interacțiunea. Așadar, doricul, ionicul, corinticul. Prezentare. Aceste stiluri arhitecturale antice au devenit noțiuni definitorii și pentru genul epic, în special pentru structura romană. De ce se întâmplă această interacțiune între diferite genuri de artă? Pentru că arta este cea mai profundă expresie a creativității umane. Homo Faber reușește să găsească frumosul și să-i dea forma sufletului său. Priviți imaginea alăturată și observați arhitectura, muzica, pictura, teatru, literatura, dansul. Toate, practic, sunt menite pentru ca să acționeze asupra spiritului uman. Caracterul etic și estetic al artei este determinat de multipli factori intrinseci și extrinseci. Dar cert este faptul că la baza tuturor artelor este imaginea artistică. Ea este responsabilă de reprezentarea artistică a realității prin toate mijloacele sau instrumentarul caracteristic fiecărei arte. Și pentru că în cadrul lecției de astăzi vom vorbi despre două dintre arte, și anume literatura și arhitectura, să analizăm care sunt discriminanții imaginii artistice în aceste arte. Literatura artistică este arta ce reprezintă cunoașterea cu ajutorul literelor, arta compozițiilor scrise, veșmântul atractiv, verbal, al realității. O interpretare artistică a lumii în funcție de observatorul acesteia și artă al cărei mijloc este cuvântul scris sau rostit. Totalitatea operelor scrise cu valoare estetică, de asemenea, poartă titlul de literatură. Arhitectura este știința și arta ce reprezintă proiectarea și construirea clădirilor și ansamblurilor de clădiri potrivit anumitor proporții și reguli. Un organism artificial implantat într-un mediu natural cu care trebuie să se armonizeze atât funcțional cât și estetic. Cea mai importantă dintre trăsăturile arhitecturii, din punctul nostru de vedere, este crearea, compunerea cu elemente reale, utile, cu ajutorul imaginilor plastice, non-figurative, de esență abstractă, fără imitarea modelelor naturii a acestei realități. De aceea, ni se pare foarte interesantă asocierea dintre literatură și arhitectură în momentul în care vom vorbi despre stilurile arhitecturale care trec în stiluri de creare a operelor epice. Primul este doricul. Doricul în arhitectură și în literatură. Cred că ar trebui să facem cunoștință întâi de toate cu Ordinul Doric din arhitectură. Ordinul Doric este cel mai ușor recunoscut prin capitelurile simple circulare din partea de sus a coloanelor. Cel mai simplu dintre ordine, chiar dacă are încă detalii complexe în amplasamentul de mai sus. Ordinul Doric se asociază cu proporțiile masculine. Este cel mai ieftin și cel mai puternic. Practic, pentru ca să fiu și mai înțeles de dumneavoastră, cred că am să fac trimitere la imagine și am să vă atrag atenția asupra coloanelor dorice. Observați, coloanele din imagine sunt foarte sigure și în același timp simple. Au o bază puternică și sus nu au niște detalii care ar îngreuna această construcție. Dacă raportăm această imagine la noțiunea de roman, atunci ar trebui să ne punem întrebarea, romanul doric cum ar trebui să fie? Și atunci răspunsul nostru este foarte simplu. Acesta este romanul clasic, romanul realist, cel pe care îl recunoaștem din start, structurat pe mai multe planuri de acțiune și împărțit formal în capitole, în volume, etc. Se scrie de obicei la persoana a treia, scriitorul, naratorul, autorul, este omniprezent, el cunoaște toate detaliile, descrie circumstanțele, acțiunile, preferă istorismul.
Naratorul e asemenea unui păpușar care își dirigează păpușile personaj. Am prezentat alături de imaginea acestui frumos templu antic câteva dintre romanele dorice. George Călinescu, Enigma Otiliei, Mihail Sadoveanu, Frații Jder, Liviu Rebreanu, Ion. Vom încerca să consolidăm informația despre romanele dorice prin trimitere la unul dintre cele mai cunoscute romane din literatura română, și anume romanul Ion de Liviu Rebreanu. Care sunt particularitățile dorice ale romanului Ion? Este evident. E roman obiectiv, realist, pe tema țăranului și a pământului. Acțiunile se structurează pe mai multe planuri, glasul pământului, glasul iubirii, și e împărțit în două părți. Are 13 capitole. E scris la persoana a treia. Scriitorul este omniprezent, omniscient. Scriitorul, naratorul. Urmărește sentimentele, acțiunile, gândurile tuturor personajelor. Iar funcția de păpușar a naratorului, de asemenea, este evidentă. Își ghidează personajele în conformitate cu propriile viziuni asupra vieții. Cu statut de concluzie, vom remarca faptul: coloanele dorice din arhitectură sunt simple, romanele dorice din literatură, de asemenea, corespund întru totul acestei simpleți antice de construcție. Ordinul Ionic este unul dintre cele trei ordine canonice ale arhitecturii clasice. Coloanele ionice sunt în mod normal stabilite pe o bază foarte serioasă, dar spre deosebire de coloanele dorice, coloanele ionice sus în capiteluri au de acum niște ornamente. Ornamentele acestea le puteți vedea. Practic se întâmplă că acest capitel este decorat cu ove. Vitruvius asocia ordinul ionic cu proporțiile feminine. Vă dați seama, ordinul doric era asociat cu proporțiile masculine, adică dur, puternic, stabil, iar coloanele ionice sunt asociate cu principiul feminin, mai delicat, mai fin, în același timp rămâne tot atât de sigur în realizarea funcției de bază, să mențină acoperișul. În literatură, ionicul înseamnă psihologism și analiză. Se manifestă prin interiorizare. Lumea e văzută prin ochii unui personaj, ce este naratorul. De fapt, romanele ionice se scriu la persoana întâia. Se folosește adesea fluxul amintirilor. Se utilizează scrisoarea, jurnalul, iar metoda aceasta poartă mai degrabă numele de dosar de existență. Nu mai sunt prezentate sentimentele altora. Eventual, cele care și sunt prezente în orice care roman, ele sunt prezentate din perspectiva personajului narator. Romanul e mai veridic prin aceasta, se apropie mai ușor de noi, pentru că se renunță la iluzie în schimbul autenticității. Foarte interesantă formulă. El este întotdeauna eu. Eu, cel care vorbesc. Și viceversa. Eu este întotdeauna el, cel care narează. Socialitatea lasă locul sentimentelor individualității. Îmi face o deosebită plăcere să vă fac trimitere la trei dintre cele mai interesante romane ionice pe care bănuiesc că le cunoașteți: Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, Hortensia Papadat Bengescu, Concert de muzică de Bach, și, desigur, Marin Preda, Cel mai iubit dintre pământeni. Vom încerca să privim romanul Cel mai iubit dintre pământeni din perspectiva ionicului. Să urmărim particularitățile ionice ale romanului Cel mai iubit dintre pământeni. Romanul este unul de analiză psihologică. Sunt urmărite manifestările interioare ale lui Victor Petrini și ale altor personaje. Personajul își narează viața la persoana întâi, folosește adesea fluxul amintirilor. Sentimentele altora sunt prezentate sau mai degrabă deduse din personajul cheie. Nu mai există omniprezența.
Acțiunile rezultă din parcursul vieții, din întâlnirile directe ale personajelor. Prin aceasta, romanul e mult mai veridic. Se renunță la iluzie în schimbul autenticității. Eu este întotdeauna el, cel care scrie și narează. Se demonstrează teza că existența determină conștiința. Prin aceasta, probabil că ne atrag romanele ionice, pentru că ele, practic, constituie o invitație în lumea celui care scrie. Cel mai complicat, dar și cel mai ornamentat ordin este corinticul în arhitectura greacă. Dacă aș putea să vă fac o invitație în istorie, cred că ați vedea că orașul Corint este unul dintre cele mai bogate orașe ale Greciei antice. Practic, din bogăția acestor orășeni s-a născut predilecția spre coloane sofisticate. Corinticul e cel mai ornamentat dintre ordine. Acest stil arhitectural se caracterizează prin coloane subțiri, canelate și cu capiteluri elaborate, decorate cu frunze de acantă și niște volute foarte mici în partea de sus. Integrarea coerentă a dimensiunilor și a rapoartelor în conformitate cu principiile simetriei e remarcată de foarte mulți arhitecți contemporani. În literatură, corinticul reprezintă o nouă formă de dominație ce seamănă cu represiunea. Este supranumit postmodernism sau modernism, poate fi și un roman liber, se poate scrie la persoana întâia sau a treia, poate fi un amestec între tipul ionic și cel doric, se abordează un stil liber, mai adânc, sentimentele sunt spuse direct, simplu de către personajul narator care este întruparea uneia din ipostazele autorului. Se folosește pastișa, colajul, se includ chiar și tăieturi din ziare pentru a arăta un punct de vedere cifrat. În opinia postmoderniștilor, textul, ce se mai cheamă și scriitură, este interminabil, infinit, dar pentru nevoile tipografilor trebuie detăiat în bucăți de diferite lungimi. Personajele sunt simple marionete la discreția unui Dumnezeu jucăuș care înnoiește lumea în sensul dorit de el. Spațiul romanului corintic, de fapt, este unul convențional și, dacă ar fi să concluzionăm, ar trebui să spunem o teză foarte importantă. Corinticul, romanul corintic, nu urmărește reprezentarea verosimilului, ci mai degrabă suprimarea lui. Vă convingeți de faptul acesta prin romanele pe care le-am propus alăturat, și anume Mircea Cătărescu, Orbitor, sau chiar Matei Caraceale, Crai de curte veche. Am ales pentru a vă convinge de prezența corinticului, prezența masivă a corinticului în literatura română, să vă propun romanul lui Celu Naum, Zenobia. Romanul Zenobia chiar e o nouă formă de dominație ce seamănă cu represiunea. Este un roman liber de curent literar, scris parcă dintr-o răsuflare, redat la persoana a treia, abordează un stil liber, textul este interminabil, infinit, iar zice chiar labirintic. Personajele sunt simple marionete la discreția acelui Dumnezeu jucăuș care înnoiește lumea în sensul dorit de el. Ingenuitatea și identitatea pierdută este tema centrală. Hinterlandul, adică spațiul romanului, e convențional, alegoric, mitic, fantezist, exotic sau pur și simplu livresc. Acțiunea are loc în spații nedeterminate, iar acolo unde se pare că e determinat, apar elemente care lichidează cadrul real. Uneori este parodic, ori motivul căutării de sine este disecat până la dizolvare în cel al pierderii. Nu se urmărește verosimilul, ci suprimarea lui. Dacă o să citiți romanul, cu siguranță că întâi de toate veți avea un set mare, mare, mare de întrebări, dar după ce veți răspunde măcar la câteva dintre ele, veți primi o satisfacție deosebită. Acum vreau să vă provoc. Să presupunem că viața fiecărui om este un roman.
Ce fel de roman ar putea cuprinde sau ar putea defini viața dumneavoastră? Argumentați opțiunea prin particularitățile doricului, ionicului și corinticului. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, lecturi plăcute și utile.